CFPR mei de pe Ruby, am intrat și pe aici pe la voi, sper că nu vă supărați. Am adăugat un quest ieri, seară. Ah. Ce? Îmi era dor de spawn al vehicles. A venit doar așa un val, știi? Da, da, da. Bă, pack-ul de mașină îl găsiți pe... pe site-ul de moduri sau la ultimul clip. O să vă pun clipul la sfârșitul ăstuia, gen... Clicți voi acolo să dați click. Hai. Ah, ok, mersi. În ce constă quest-ul ăsta? În fine, trecem peste pack-ul de mașini. Bine, nu uitați să, dacă vreți să vă apucați de server, aveți codul meu de referral, KN, dacă vreți să primiți o mașină temporară și beneficii la level 5 și 10 și dacă vreți să cumpărați ceva pe PC Gear și aveți cod de reducere în descriere. Sau... Așa, în ce constă quest-ul? E împărțit pe 5 zile, adică aveți 40 de obiecte pe zi. Începeți din LS prima dată, după aceea nordul SU-ului. Ce înseamnă nordul SU? Adică pe aici, pe pustietate, pe unde suntem noi acum și pe aici, pe aici, pe la farm și e asta. E mai sus de Vai, nu, de acolo. Da, da, da. Până lângă Ciliat, deci toată pustietatea asta verde. În a treia zi aveți LV-ul, după care deșertul și în ultima zi SF-ul. Adică vă duc pe toată mapa să învățați locații. trebuie să strângeți 40 de statui, Tiki. Statuete, nu știu ce, dacă le putem spune statuete. Aș, da, și mai o, o chestie de lămurit, că întreabă mulți. Gen, nu poți să sar la ziua a treia. Trebuie să faci și nu, prima trebuie așa, să începi așa. La prima zi. Da, să-l dau deci, pe să completezi o zi ca să treci la următoarea. La o prea tare pe Xenito. Așa. Da. Deci trebuie, tu începi din LS. Ori dacă te apuci de quest, acum îl încep din LS, dacă faci pentru prima dată. După care aștepți a doua zi, se resetează la 7 dimineața, dacă mă știu, sau 12 noaptea. La cât ai pus Xeni, că nu știu exact. 7 dimineața, când se resetează toate. Ok, aveți și text down în dreapta, dacă vedeți la mine aici pe ecran. Ia, mă, să luăm de aici o statuetă. Stai că eu știu că eu am pus obiectele în RG-ul manual, în 3 ore. Când am avut și airbrake sau ceva. Uși zic, nu intrați în el și ai... Da, trebuie să vă dați jos. Scrie ziua 1 și așa mai departe. Aseara a fost un pic lag în LS. Mama, am făcut pe jad, l-am terminat pe jad. Questul avem de gând să-l ținem minim până duminica viitoare, nu asta de acum, adică până la sfârșitul vacanței. Și o să primiți în prima zi 2 milioane, 100 gems și un gift pentru accesorii. Eu am câștigat banană din aia seară la giftul de accesorii. în a doua zi tot 2 milioane, deci în fiecare zi primiți banii ăștia, 2 milioane. Și tot ce și 100 de gemsuri și... Ce diferă? În a doua zi primești un skin premium sau unic nedeținut, în a treia zi un gift pentru vehicule. Sau dacă ai toate skinurile, iei 50 de rubine. Iauzi, nice. În a patra zi primești un neon, poate pica orice culoare, și în ziua a cincea gift cu rubine. Adică primești o sumă de rubine. Nu, primești un gift pe care îl deschizi, în care da. Primești o sumă de da, rubine. Da, exact, exact. Din giftul ăla primești rubine. Eu zic că merită, na, totuși. Am zis că nu mai băgăm quest-uri, cu toate că nu e nicio sărbătoare, nu am vrut să mai băgăm quest, dar v-am băgat voi așa că, na, e vacanță. Să nu vă plictisiți prea rău pe seamă, în caz că vă petreceți mai mult timp, că nu mergeți la școală, nu cred că aveți atât de multe teme în vacanță. O să vă asculte la materii, să stați, să nu puteți să intrați pe joc. Da. Ieri se plângea cineva la mine pe clan, bă, Caine. Dar voi țineți sugestiile alea pe forum degeaba? Nu, frate, fii atent cum e treaba cu sugestiile alea pe forum. Noi nu stăm toată ziua cu refresh acolo. Hai, hai, mai apare una, mai apare una. Sugestiile alea sunt să se strângă și odată la poate să fie și 3 sau 4 luni diferența, nu știu, când le citim. Se pune cineva, le citește și selectează cei mai buni din ele, că nu poți, dacă tu zici mie, bagă carusel deasupra lăsului, nu o să îți iau în considerare sugestia, logic, nu? Stăm și le luăm și noi pe rând acolo, când găsim ceva ce trecem pe listă, când ne convine ceva de acolo. A, chiar azi am băgat ceva de la sugestie la uite, adus poftim. Și la canistra cu benzină. Na. Deci sugestiile nu le faceți degeaba, doar că nu se citesc într-o săptămână sau două sau nu se adaugă orice pe server. Dacă tu schimbi la sugestie ceva, nu înseamnă că se și adaugă pe server. Aia e așa să ne facem noi idee. Uite, băieții fac evenimente, 25 de milioane, destui bani. Bă, mă duc în port, că în port știu că am pus 3 obiecte. Da. Ideea e următoarea, când facem un update, în primul rând, avem niște chestii care trebuie, nu știu, deschid game mode-ul să mă uit în el așa. În principiu, rezolv ceva și după aia dau o chestie noi. Ăsta e sample, apar bug-uri peste bug-uri. Avem și noi ideile noastre, după aia facem ceva mai pe la sugestii. Exact. Ideea e că
Na, no, uite câte obiecte sunt aici, cât apar pe text la în dreapta. Hai să-mi bag 6. Ideea e că sample-ul ăsta nu e scris de o echipă întreagă, e scris doar de Xeno, adică serverul nostru. Și e un om singur, nu poate să se țină la toate, să țină toate chestiile în frust, să rezolve toate bugurile dintr-o dată. Poate apare un, se descoperă un bug la un sistem băgat pe server, dar acum un an. Și se descoperă tocmai acum, că i-a venit unea prin minte să se urce mașină, să dea cu ea de 3 ori peste cap, să o serve, că îți dă serverul 5 milioane. Nu, glumesc, nu se întâmplă așa ceva. Pus un exemplu absurd. Aici știu că sigur că trebuie să fie pe scara asta un obiect. Am dat un exemplu. Ei, cu milioane el era la loto ceva în rezolvat azi. Serios? Da, da, chiar ai offline când să lua premiu și luai premiu de 4 numere. În loc să-ți dea 2 sau... Între 2 și 5? 5 caca, îți dădea între... Stai așa. Cum între 20 și 50 sau cum? Nu, nu, nu. Între... Gen, suma de caca, dar cu încă 6-0 ori la coadă. Mamă. Adică luai 2, între 2 și 5 caca de caca, cum ar fi. Doamne, e obiectul ăsta, deci bă, cât am stat aseasă, m-am vrut după el. Nu știam unde, nu-l vedeam acolo sus. Da, bă, quest-ul e unul destul de ușor, nu știu. Aseară am băgat stocul pe Jad, unii se plâng. Da, și pe Ruby a băgat Xenon, eu am băgat pe Jad. Unii se plâng că de ce bagi caene cu atâtea mașini în stoc, bă frate. Eu nu bag stoc pentru voi ca să faceți piață cu ele, bag stoc pentru jucători ca să-și cumpere mașină. Voi vă ofticați aiurea că nu vă puteți scoate bani, nu vă pune nimeni să faceți bișniță cu mașini. E un risc ăsta. Nu, da, mașina e să te plimbi cu ea. Normal, nu să... deci să oftică exact aia care au 5 infernsul, la ce mai bagi, la ce mai bagi. Să le vândă. Frate, să apucă jucători noi, vor și să aibă șansa să ia o mașină. Poate sunt, nu știu, 700 de infernsul pe seara. Am zis o cifră absurdă, nu știu dacă sunt chiar atâtea. Uite. Dar vă garantez eu că minim 30% pe conturi inactive. Ce înseamnă cont inactiv? N-am mai intrat de 3 luni pe server. Sau are contul pus acolo, e plecat în Spania de sezon să muncească, pana mea. Păi stai că am banat ieri sau alaltieri cu Renko și cu Slick pe Bjad un cont. Avea 5 pe Inferno să-l pe el VIP. Uftim. O singură persoană, 5 pe Inferno să-l VIP avem. Au. Na. Bă, nu știu, quest-ul e ușor. Pur și simplu intrați în obiect, aveți mapa și pe panel. Făcuse Mihai Leonard un clip cum să-ți adaugi mapa PM, știi, gen aia de pe panel. Căutați. Nu prea nevoie, să apropiați obiectele. Sunt foarte aproape, nu știu, nu aveți nevoie. Sunt 40 într-o totuși, zonă mică. Totuși, dacă nu aveți două monitoare, mapa. Suntem în 2019, cred că toți aveți telefoane cu cameră. Și ați putea să faceți o poză și dați zoom pe telefon și vă uitați unde e, ca să nu mai stați cu mapă pe ea, să îți mai dea crash și să mai eviți multe chestii. Eu, sincer, chiar așa am făcut. Am fotografiat ecranul la laptop cu telefonul și mă uit de pe telefon. Mi se pare mult mai sunky. În fine, dacă vreți să facă Webster Live pe Ruby, deschideți tichet și spuneți că el m-a pus să fac tichet aici ca să facă Webster Live. Ar fi caterică, nu? Tocmai ai dat drumul la bombă, cum ar fi. Drapping da, the bomb, da. În fine, Dănucica seara a făcut live, nu? Sau alaltă seara? Nu, alaltă seara a făcut la Păcănele. Și eu am făcut pe zi și el pe seară. Da. Cred că mâine sau diseară o să faci un live, nu știu exact când. Nu, în seara asta, mă, că postez clipul. Mâine o să fac un live. După ora prânzului, cel mai probabil, cred. Ce faci, boss? Și eu am următorul live programat după BAC. La mare sau unde, în Ibița? Păi nu, dar la mine e unul pe 6 luni, așa știi. Da. Ce mai facem, mă? Ce update mai băgăm să nu ajungem pe serverul ăsta? Nu știu. Nu știi? Mamă, ce au ăștia kick pentru mod ladder? Păi încearcă și tot fel de mod pe cur cu vegetații, cu chestii. E tata obiectele pe de rost e noane. Păi da. Ia uite aici în stânga, hâț. Asta o știu. Asta jucam când eram mai mic pe un server Goodfather și era mereu un event de ăsta. Și era fix aici un rahat ăla. Bă, da, mereu. Îl căutau toți, că ziceau că e la bancă sus.
Eu te înțeleg. Aseară mi-am pus numele pe Jad, că nu mă lăsa lumea să fac quest, mi-am pus numele Owner. Nu știam ce nume să-mi pun și am zis, bă, să nu-mi pun Mihăiță 2006, că văd ăștia dracu un panel sau un admin 6 Mihăiță 2006, să sperie dracu. Pus numele Owner. Bă, și stăteam între ei în grămadă acolo, 15 jucători pe un obiect, n-aveam niciun stres, nimeni nu mă recunoștea. Bă, da, că ei nu dădeau admin. A, s-au prins unii pe frecvență, făceau spam. A, bine, după aia mi-am pus numele înapoi și am anunțat stocul pe anul. În fine, bă, câte obiecte am luat, mă? Am luat 9 obiecte pe clip. Am filmat de fapt de vreo 10-11 minute și totuși e destul de ușor clipul. Și eu m-am lălăit, am plecat, da, da, da. Eu am plecat de acolo, am mers așa, am mai stat, am mai vorbit, am mai sărit în sus. E destul de ușor cu asta. Mai e pe aici un obiect, hai să-l mai luăm și pe ăsta ce încheie în clipul aici. Pe Caterinca, dacă ați dat și voi un subscribe acolo, dacă apăsați pe clonțopel, dacă vreți să primiți notificare. Da, da, și ele să fac 8000. Și la Xenon aveți canalul în descrierea fiecărui clip, live și așa mai departe. Dacă vreți să facă live când scriptează, la 10.000 de abonați să zic că faci. Hai că da. Când scriptează sistemul de curve pe live. Sau mortul de nu fac. Dar la 10.000. Bă, ți-l dau, ți-l scriu înainte și după te apuci tu și-l scriptezi. Eu ți-l descriu cu ce trebuie să faci. Fac live cu scriptezi sistem de curve. Doamne, ar fi Caterinca. Bine, mă, mersi de vizionare. Nu uitați, dacă vreți să vă apucați pe server, codul de referral care, dacă vreți să primiți o mașină în început, să vă deplasați cu ea, faceți quest, job și așa mai departe. La joburi primiți cu 50% mai mult decât primiați înainte. Deci, la fermă ar veni undeva la 30 ca ăsta, eu 130 ca trec ca pe oră. Îi faceți așa, doar dacă vă mai opriți și mai vorbiți cu ăla, dai info câți kilometri are, aha, bine, nu-l iau. Și faceți 3 ca. Deci, relaxați. Aici nu e casa lui Dana? Ba da, da, nu și aici, doar pe Jad. A, pe Jad. Da. Și a, dacă vreți să luați ceva de pe da. PC Garbage, codul de referral în descriere, măsicilor care l-ați folosit, sau vă așteptăm pe server.